Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor colegi. Declarația mea politică de azi am intitulat-o NATO, garanția unui viitor în pace pentru România. Chiar acum are loc la Madrid un summit istoric. Liderii țărilor membre NATO s-au reunit pentru a dezbate teme importante pe care realitatea le-a impus atenției. Printre principalele puncte pe agenda reuniunii, la cel mai înalt nivel la Madrid se află pe primul loc întărirea capacității de apărare. Apoi este obligatorie adoptarea unui nou concept strategic al NATO. Trebuie de asemenea avut în vedere relațiile cu partenerii alianței, primirea Finlandei și Suediei ca membre NATO și distribuirea responsabilităților financiare prin reiterarea angajamentului ca fiecare stat membru să cheltuie cel puțin 2% din produsul interbrut pentru apărare. Dar la ce se poate aștepta România de la acest summit? Mai întâi, în noul concept strategic al NATO, Marea Neagră va, fi, va apărea în premieră ca punct important în ceea ce privește securitatea colectivă. De asemenea, documentul strategic va insista asupra apărării colective, piatra de temelie a NATO, care prevede că dacă un aliat este atacat militar, toate celelalte state membre vor interveni în conflict. Apoi, grupurile actuale de luptă ale NATO din România și alte țări estice vor putea fi ridicate la rang de brigadă, ceea ce înseamnă creșterea numărului de militari până la 4000. Vor fi create forțe speciale de întărire ce vor putea fi trimise rapid în maxim 48 de ore în țările din estul NATO în cazul unei agresiuni. Practic, vor fi zeci de mii de soldați din trupele NATO pregătiți permanent să fie trimiși în țările din est în caz că Rusia ar ataca un, o astfel de țară. Potrivit unor informații apărute în presă, această forță de reacție rapid ar urma să numere peste 200 de de militari. Sunt doar câteva dintre deciziile ce au ca scop final întărirea securității pe flancul de est, inclusiv al României, iar impactul lor va fi imediat. Capacitatea unei organizații de asemenea dimensiuni, de a se adapta permanent la schimbările globale prin care trece lumea și de a răspunde adecvat la orice provocări, demonstrează validitatea sistemului de valori pe care aceasta a fost constituită încă de la început. Summitul NATO de la Madrid reprezintă o confirmare că decizia României de acum 18 ani de a deveni membru al Alianței a fost cea corectă. Este ceea ce ne-am dorit și ne dorim cu toții ca națiune, un viitor în pace pentru noi și pentru copiii noștri. Viorel Salam, deputat PSD, Pune Vă mulțumesc.